Acesta, spre exemplu, este un transportor blindat din dotare batalionului 22. El este dotat cu două mitraliere și are capacitatea să transporte 10 persoane pe câmpul de luptă. De start menționez că pentru mine, ca și ministru, dar și fost ofițer al Armatei Naționale, este un prilej de nu numai de a felicita efectivul batalionului 22 de menținerea păcii cu aniversarea 13 de la fondare, dar totodată și a trece în revistă a mele memoriei bune despre cei mai buni 2 ani de serviciu militar, fiind în fruntea acestei unități militare în anul 2000-2002. Aș dori ca acele misiuni care au fost puse de la fondarea unității în cauză, totuși să fie odată și odată îndeplinite, iar misiunile sunt participarea în operațiuni de menținere a păcii alături de alți parteneri strategici ai Republicii Moldova. Scopurile noastre sunt noi să ajungem la un nivel destul de înalt de interoperabilitate cu armatele altor state, cu trupele altor state în contextul exercițiilor unde noi ne întâlnim cu ei, sau dacă se va întâmpla vreodată să fim gata în oricare misiune. Spune-mi, te rog, de ce ai ales să faci serviciu militar, pentru că mai rar întâlnești fete să-și fac serviciu. Încă e foarte interesant. Este o echipă unită, vreau să rămân mai departe, să ne fac o carieră militară și să mergem înainte. Îmi place foarte, foarte mult pregătirea lor și mă bucur pentru toate. Știi ce eveniment este asta? Da, ziua batalionului. Câți ani împlinesc? 10, mi se pare că. S-a schimbat fiul dumneavoastră în comportament de când se află, de când își face? Cu mult s-a schimbat. Armata îi fac bărbați adevărați.